Vă salut dragilor, bine ați venit la un nou clip. Astăzi o să intru mai în subiect foarte repede. Vreau să facem acea cumpărătură de 10 dolari, care sper că v-am obișnuit. De trebuie pe săptămână câte 10 dolari, să punem minim 500 de lei pe lună de o parte la bugetul nostru anual de economii și practic de investiții pentru că acești bani îi punem în bancă, investim în diverse criptomonede și proiecte din această piață, acest gen de piață. Poate o să cumpărăm și NFT-uri sau mai știu eu ce, dar în principiu acțiuni și criptomonede, tokenuri, aici o să ne învârtim în această piață. Mi-am îndreptat privirea, ca să zic așa, către Axie Infinity, care mi se pare un proiect foarte bun, mi se pare că are un potențial foarte mare. Dacă ne uităm pe 3 luni, avem o creștere în decembrie a ajuns la 136, 142, 144 maxim. Să zicem că media a fost de 130 de dolari în decembrie. Acum este 55 aproximativ de dolari în momentul ăsta. Și cred că când bitcoin va ajunge la 47, la 50 de mii, va reveni unde a fost și el. Așa că vreau să investim și noi în această mică afacere. <laughs> Avem niște USDTI care am uh, cumpărat dinainte. Nu vă mai arăt cum am cumpărat, dacă vreți neapărat eu vă arăt, am mai arătat în alte clipuri, cum uh, se cumpără. E foarte simplu pe Binance, te pui datele cardului, uh, îți pui suma în dolari, 20-30 de dolari, deci nu trebuie să investești foarte mult. Uh, comisiunea e undeva la 1 un dolar și și simplu buy, ai dat, intri în aplicație pe telefon, îi spui că ești de acord sau depinde ce bancă folosești și instant ți a intrat banii în Binance. Mi se pare atât de simplu că nu văd de ce v-aș mai arăta. E super easy. Bun, avem, hai să punem pe toți, 20.5. Da, nu, hai să fie frumos, 20. USDT în AXS, Preview Conversion. Ok, 0. 36, 36 AXS. Ia să vedem. Succes. Bun, bun, bun. Am cumpărat. Am investit încă 20 de dolari în uh, economiile noastre, practic. Să mergem mai departe. Ne-am băgat și pe De-abia aștept să facem uh, următoarele investiții și sper să vă determin și pe voi uh, așa câte un pic, câte un pic, pentru că decât să mergi cu ideea, domne, azi trebuie să, azi, luna asta trebuie să pun parte 100 de dolari și ai vrea să-i pui dintr-o dată. S-ar putea să nu reușești. Dar dacă investești 50 de lei sau 100 de lei la o tranzacție, sunt deja acolo. Mai e greu să stai să-i scoți, mai ales că să plătești din nou în comision și te gândești de două ori înainte să, să îi folosești și atunci o să vezi că s-ar putea să îi lași acolo. O să fie mult mai ușor decât să strângi cash uh, sau pe card să păstrezi 500 de lei, să te chinui o lună de zile să nu intri în ei, mai bine pui în fiecare săptămână câte 100, 125 de lei pe săptămână, dar ei pus acolo. Ai cumpărat, ai investit, sunt deja acolo și credem că mai degrabă o să-ți placă să te uiți în portofelul tău de pe Binance sau de pe Coinbase sau unde vrei tu și să vezi bănuți acolo o să mai aveți și variații, da? Îți asum chestia asta, riscuri există în orice și nu puteți uita la mine și nu mă asculta pe mine că nu sunt vreun profesionist în așa ceva, doar îți arăt ce fac eu pentru mine și consider că uh, ar fi bine să facă și alții decât să nu investească deloc în nimic sau doar să ții niște bani în bancă și să pierzi în fiecare an 10% cât este inflația. De aia spun că mai bine încercați să învățați un pic, nu trebuie să învățați mare lucru despre criptomonede, nu trebuie să vă dați vreun doctorat în finanțe, trebuie doar să citiți un pic. Uite, mă, ascultați pe mine vorbind aici 10 minute pe săptămână, deci nu vă trebuie fiecare zi și puteți să investiți și voi într-un fond anual de 100 de dolari pe lună tot anul, în 12 luni, sunt sigur că cine face cu mine, începând de luna asta, deci luna februarie, suntem acum, la anul pe vremea asta, garantat o să aibă o sumă extrem de frumoasă. O să vedeți și o să vă arăt ce s-a întâmplat cu. O să fac, cred că în următorul clip, dar peste vreo 2-3 săptămâni, vreau să fac un clip cu criptomonedele pe care le-am recomandat eu anul trecut pe vremea asta și ce s-ar fi întâmplat dacă s-a investit 1000 de dolari per total, deci câte 100 de dolari, să zicem, în cele 10 proiecte care vi le-am recomandat eu în alte clipuri și o să vă arăt și clipurile, și ce sumă ar fi avut acum, în numai un an de zile, atenție, doar în un an de zile. Bun, vă mulțumesc, ne vedem uh, imediat la următorul clip, urmăriți-mă, share, like și distribuie și prietenilor tăi. De la mine gratis. Nu mai bine.